Doamna profesoră, da. Carmen Trufia. Vinând în mine, vă rog. Vreau pur și simplu să ne spuneți câteva cuvinte când cucerize fiecare dată publicul. Cum, ce faceți dumneavoastră de ce pregătiți fac copii? Da. Cel mai deosebit și deosebit, sincer, vă spun. Copiii cu care lucrez de zi, părinții, bineînțeles, că fără ajutorul lor nu am fi făcut așa, nu putem realiza asemenea lucruri frumoase. Așa, și pasiunea mea pentru muzică, pentru copii și pentru a face lucruri frumoase în educația lor. Deci o altă modalitate de a petrece timpul liber, în afara, nu știu ce sport mai sunt, în altul, fotbal, handball, da. Muzica, din punctul meu de vedere, este cea mai importantă, cel mai frumos act artistic. Pentru că funcționează și acționează asupra psihicului, creierului nostru. Și asta este de stat, în afară de numeroși psihologi, specialiști în ale muzicii. Cu toții suntem într-o anumită stare în momentul în care ascultăm o melodie, o piesă anume, neapărat, depinde cu ce vibrăm în acel moment, cu ce stare. Dacă este mai activă așa, atunci este mai ritmată, dacă este așa mai de... Suntem mai melancolici, atunci o piesă de meditație lentă ne face să ne transpunem, să ne cunoaștem mai bine, să credem mai mult în Dumnezeu, să iubim tot ce este și față pământul, de ce nu primăvara. Aceste mărțișoare muzicale care au fost prezente, vă mulțumesc dumneavoastră. Deci reprezentați asociația culturală. La domnitor. Telefon? Telefonul îl sun acum? Da. 0747-206-59. Cum? Da. Frumos, cu plan de acest. Să mai dăm o dată. Vă mulțumesc. Să-i mă salutăm. Da. Să cunosc mai mult timp și ce-a fost lucruri minunate și am vrut finalul să-l închidem minunat. Și vă mulțumesc foarte mult pentru juca de cuță pe care o faceți, pentru că suntem nepoți la rețetă, ca televiziune, ca om, ca persoană. Și eu vă mulțumesc.